să faci fotografie nu înseamnă să ai o sculă cu care să faci imaginea respectivă, ci înseamnă să știi să vezi. Toată lumea are telefon, toată lumea are o cameră pe telefon. Cred că ăsta este primul pas. Deci nu investim în aparat foto, ci telefon. Vedem întâi dacă ne place chestia asta. Pentru că de multe ori investești, foarte mulți oameni au, a fost chiar și o modă să-ți cumpere aparate fotografice. La un moment dat chiar era un status așa de social, da, să ai niște scule fotografice grozave. Dădea bine. Dar cred că acum am depășit momentul acela și cred că se poate începe de la un telefon bun. De exemplu, foarte avansat sunt cei de la Huawei. După mine, cea mai convenabilă și cea mai bună din toate punctele de vedere sunt camerele de pe iPhone, pentru că nu au nicio rezoluție foarte mare. Nu ai nevoie de rezoluție foarte mare, dar cred că îți dă exact ceea ce ai nevoie. Plus cei de la Samsung, iarăși au camere bune și mai sunt câteva camere Leica care au camere bune, câteva telefoane Leica care au camere bune. Ceea ce eu învăț pe oameni este să descopere ceea ce trebuie să fotografieze, pentru că asta e cel mai complicat. Nu e deloc simplu, ai nevoie de ce? De imaginație, de atenție? Atenție, sau imaginație, de ce? Un background cultural cât de cât bun, ca să nu zic consistent, cu cât background-ul cultural e mai consistent, cu atât imaginile sunt mai bune, pentru că ai o altă deschidere către lumea care te înconjoară. Atenție, sigur că da, și să încerci să îți formezi ochiul. Am să dau așa o întâmplare foarte hazlie în care o să vedeți că, de fapt, antrenarea ochiului să caute și să găsească subiecte care ne interesează chiar e o chestie de antrenament. Prima oară am fost acum vreo 15 ani în Delta cu un prieten de-al meu și în primele 2, 3, 4 zile cred că a fost o surpriză pentru mine, că îmi zicea, uite, ăla e stârcul galben, ăla e stârcul de noapte, ăla e greta mare, e greta mică. Zic, păi, dar unde le vezi? Că eu nu văd nicio pasăre. El avea un ochi foarte bine format să le găsească, să știe unde sunt păsările. Deci antrenamentul ăsta, ulterior, mergând an de an de câteva ore în Delta, am dobândit și eu antrenamentul ăsta. Și când merg cu oameni care merg pentru prima oară în Delta, constat că ei au aceeași surprindere care am avut-o și eu, pentru că nu găsesc subiectul. Nu găsesc pentru că le lipsește antrenamentul. La ce ar trebui să fim atenți atunci când avem în mână telefonul mobil și căutăm să facem cea mai bună fotografie? Dacă facem un portret, atunci întotdeauna e bine ca telefonul mobil, în speță obiectivul camerei, să fie undeva la nivelul privirii celui pe care îl fotografiem. Asta e una dintre regulile, să spunem, de bază ale unui portret de bună calitate. Și o să vedeți lucrul acesta în orice, să zicem, studio profesionist. Camerele sunt așezate la nivelul ochilor prezentatorilor sau într-un studio fotografic, întotdeauna fotograful stă cam la același nivel cu pune obiectivul. Sigur, asta este un sfat general. De aici pot apărea nenumărate alte dezvoltări care un alt lucru este să, atunci când facem o fotografie, de exemplu, de vacanță și plasăm un personaj într-un cadru, e bine, v-am spus că obiectivul de la camera aparatului telefonic, de la telefon, e ușor superangular, adică are un unghi mare de încadrare. Și atunci este bine să nu ne depărtăm prea mult de personaj, ca personajul să se vadă totuși cât de cât. Deci să nu ne ducem mai departe de 3-4 metri de el, dacă vrem ca personajul să conteze ca figură, să-i deslușim figura. Dacă vrem ca personajul să conteze doar ca siluetă, doar ca prezența umană, atunci putem să stăm și la vreo 10 metri de subiect. Deci aici este o problematică care ține de reprezentarea omului în imagine și raporturile personajului cu mediul în care evoluează. Și cu un telefon mobil, cum facem și cel mai bun portret? Cel mai bun portret? Ei, aici cu portretele și cu telefoanele mobile e puțin mai complicat. De ce? Aici, de ce? Pentru că, în principiu, telefoanele mobile au unghiuri destul de largi de cuprindere și dacă ne apropiem un pic prea mult de subiect, s-ar putea să apară niște deformări. Partea bună este că au apărut telefoanele mobile cu mai multe obiective, dintre care unul dintre ele este un
teleobiectiv, adică un obiectiv care apropie un pic imaginea, și cu acel obiectiv e bine să facem fotografie de portrete. Și nici de cum cu cel cu wide angle, decât dacă facem fotografie nu de portret, ci de personaj. Și atunci amplasăm personajul într-un context și îl fotografiem ca atare. Trebuie să știi să înveți să apreciezi lumina. Sunt subiecte care se pretează la lumina foarte contrastă, foarte puternică, cum e lumina soarelui directă, în miezul zilei, da? Care dau, ce știu eu, pe o perete de fațadă umbre foarte consistente și texturi foarte frumoase, sau ai nevoie de o lumină reflectată care să-ți deseneze, ce știu eu, doar liniile principale ale acelei clădiri și care să sublinieze anumite elemente de desen și de geometrie și așa mai departe. Deci lucrurile sunt diferite. În principiu, fotograful se adaptează la subiectul pe care îl are și la lumina care există. Și atunci reacționează și decupează din ceea ce îl înconjoară bucățica aia, pătrățelul ăla care se transformă în fotografie. Și când ar trebui să renunțăm la telefonul mobil și să cumpărăm un aparat foto mai performant decât ce am avut până atunci? De multe ori ești în situația să vezi că ai vrea să faci mai mult și nu poți, nu te lasă telefonul mobil. Ai vrea să faci o fotografie care cu telefonul mobil, din păcate, nu mai poți să o faci. Te duci în Delta, de exemplu, și cu telefonul mobil poți face niște peisaje foarte frumoase, poți face portrete de oameni ai locului, poți să faci fotografii macro cu broaște, cu nuferi, cu orice fel de floră de pe acolo, dar când intervine fotografia de păsări, deja acolo nu prea mai ai ce face. O fotografie poate să exprime foarte multe lucruri și poate fi înțeleasă diferit de cel care o privește. Dacă v-aș ruga acum ca în locul situației din România să puneți o imagine, care ar fi aceea? Zona rurală a României, care încă se mai conservă pe aici, pe acolo, într-o stare bună și care îți oferă de la un peisaj natural foarte frumos la un peisaj umanizat, un peisaj rural, interesant, care îți oferă activități mai puțin obișnuită pentru orășeni, care îți oferă oameni, contact cu oameni, care îți oferă experiențe interesante, pentru că fotograful trebuie să fie participant la câteva experiențe interesante ca să poată să se exprime cu adevărat prin fotografia lui. V-ați dus până la capătul lumii ca să faceți fotografii frumoase. Da, nu poți să faci fotografie, să spunem, de munte. Dacă în viața ta tu nu ai mers pe munte, ai făcut un pic de alpinism sau chiar ai făcut alpinism, ai făcut un schi, știi să schiezi, ce știu, prin zăpadă adâncă, adică sunt niște lucruri pe care trebuie să le pui în spatele fotografiei, fără de care nu cred că ai putea să avansezi în direcția asta. De ce? Să dau un exemplu. De multe ori fac fotografie, spre exemplu, înrătezat iarna. Înrătezat iarna nu poți să ajungi decât dacă ai un echipament de iarnă foarte bine pus la punct. Îți trebuie colțari, îți trebuie schiuri de tură sau rachete, îți trebuie sondă de avalanșă, cască, lopată, hamă, un rucsac plin de echipament, plus camera foto și așa mai departe. Trebuie să știi să-ți alegi traseu, asta presupune că ai experiență suficient de bună pe munte iarna, muntele iarna nu e un lucru chiar ușor, dacă fotografiezi wildlife. Trebuie să cunoști animalele pe care le fotografiezi, trebuie să știi ce se întâmplă cu ele, ce parcurs au, când se hrănesc, care este poteca pe care va trece, unde se adapă, ce știu eu, ce comportament au când se întâlnesc cu omul și așa mai departe. Neștiind toate acestea, nu vei ajunge niciodată și toate astea se învață trăind experiențe.